vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar de lucrurile jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și de bine început al Tău, Părinte, preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, Dumnezeu, amin. Binecuvântarea Domnului și mila Sa să fie peste noi toți. Peste Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în numele Tatălui și a comuniune spirituală cu toți aceia care muncesc, se roagă și suferă, să ne dea bucuria de a ne aduce și noi contribuția pentru crearea unei stări de armonie, pace și seninătate între noi și în casă. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a feri inimile oamenilor de ură, invidie și discordie. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a te rugăm, ascultă-ne! Doamne, Tu ne chemi pe fiii Tăi în mod liber la credință. Te rugăm, privește cu bunăvoință spre poporul nostru. Arată-i calea mântuirii și îndrumă inimile tuturor, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile. Și-o lanță sus la Dumnezeu, cheamă, și-o lanță sus la Dumnezeu, și-o lanță sus la Dumnezeu.